Cheamă-mă Trău Damian Ștefan, am 10 ani și vin din București. Sunt un copil cu părul lung, prietenos și ascultă. Când stacă ești mare, vreau să fiu dansator și bucătar. Bună seara! Bună seara! Iubitule, de ce te-ai gândit să vii la noi? Ca să dansez. Transform acum, ia să vezi. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. My tie, so I'm always good where I'm at. Word of Junior, Jazzy, Baby J. Tell him when I die, put my money in a crack. Couple figures, kill a skull, leave the left. Then she on to the next. Really living large, she ain't all with a Mac. When you think it's small in a mall with a rat. Roll with us if you really wanna get it. Go get a half a million in a sprinter. Phone ringing, no big tipple. I got the hook up and there really no limit. Dead breakers in your DNA. Ricky Smiley syndicated with the look, just another state case. Very nine, but Chase Bank time. Bird of the Photoshop. Show me something natural like Afro-Bone Richard Pride. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still I'll take you down right on your mama couch and pull up some. Hey, this shit way too crazy, ay. You do not amaze me, ay. I blew cool from AC, ay. Obama just paged me, ay. I don't fabricate it, ay. Most of y'all be faking, ay. I stay modest about it, ay. She elaborated, ay. This that great thing called the AV got the dead dog, ay. Let my soul speak. Bine! Damian, mie îmi place foarte mult de tine. O să fiu foarte sincer. Mi-au plăcut foarte mult alegerile, piesele pe care le-ai folosit. Nu ești trecut, ești prezent și viitor. Știu. Și vreau să te rog să nu încetezi niciodată, să fii curios, să încerci să descoperi care sunt pasiunile tale, să faci ceea ce îți place, să nu uiți niciodată asta. O să ajungi foarte departe dacă o să faci așa. Crede-mă. Ești un băiat foarte mișto și o să reușești. Ai încredere. Mulțumesc. Miai. Damian, eu cred că ești un dansator de viitor. Cred că poți să faci lucruri foarte bune. Te încurajez să continui cu dansul pentru că evident că ai o înclinație și ai ritm. Pe alocuri nu cred că ți-a făcut dreptate coreografia cumva, poate era prea mult, e ca la școală, știi, dacă faci materia de a 12-a în clasa pregătitoare, poate nu e cea mai bună idee, deși prin România se mai practică obiceiurile astea. Eu nu prea sunt de acord cu ele nici în dans, nici la școală, știi? Răspunsul meu are legătură doar cu momentul și sper că vei veni și ne vei arăta și alte lucruri la România. Pentru astăzi nu, dar doar pentru coreografie, nu pentru tine. Andy? Mereu alături de un copil care încearcă să se descopere. Da, de la mine. Mulțumesc. Andra? Nu pot să-ți tai eu aripile visului tău, așa că de la mine ai un da. Mulțumesc. Băi, dar stați-mă puțin cu textele astea, că nu e... Apoi, nu e vorba... Acum sunt... Dar n-am spus o legat de răspunsul Damian, tău, pur și nu simplu. E vorba... Nu-i tăiem aripile, doar îi dăm un feedback. Damian, tu înțelegi că ești dita mai bărbatul. Nu e vorba nici de concurs de frumusețe, nici de tăiat aripile. Suntem bărbați, da? Absolut. Da, dacă suntem bărbați... Nici tu nu ești mulțumit de ce ne-ai arătat astăzi și știu asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, am să spun și eu nu, ca să te ambiționez. Ești atât de tânăr și atât de pur, încât poți să începi să faci serios treaba asta. Ok? Suntem bărbați? Da. Damian. Dar nu uita că tu ești talentat, ai abilitate pentru dans, ai grijă cum lucrezi momentul cu antrenorul tău, da? Hai, mulțumim. Mulțumim frumos.